Wow! Mamă cum e! De-a dreptul senzațional! O rețetă de milioane! Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie. De acum, dacă mi-e dor de carbonara și nu am paste, știu cu ce o să fac. Mamă! Bunătăți și iar bunătăți! Iar când vine vorba de bucătărie, dragii mei pofticioși, nu prea mai avem ce inventa. Dar putem îmbunătăți, să facem pe gustul nostru, așa cum ne place nouă. Iar în cele ce urmează am să fac ceva inedit, aș zice eu, pentru că priviți și voi aici ce bunătăți, cartofi de grădină, guanciale făcute de șef Paul Constantin, rețeta aici sus la recomandări, ouă de curte, numai ăsta vine din țări străine, ăsta e tot de la noi, leuștean. Un mic secret ce urmează să-l împărtășesc cu voi. Dragii mei pofticioși, în cele ce urmează vreau să fac o nebunie de... Ținte bine, neamule, că urmează carbonara cu cartofi. Ingredientele ce le am aici le găsești acolo jos în descriere. Acum, hai să mă apuc de pregătit bunătatea asta. Că sincer să spun, nu că-s curios, îs tare curios. Am guanciale, am produse de calitate, o să iasă a întâia. Hai să le pregătim. Dragii mei, barabulele astea așa mai mărișoare, cum e asta, am să o tai, ia ca așa, în 3, în 4. În genul ăsta. Cei mai mărișori iau și micșorez ca să nu ne încurce când savurăm. Ce e mititel am să las întreg. Acolo nu avem probleme. Le înghițim ca pe cireși. Ca să-mi spun dude. Uite așa. Iar după ce am tăiat cartofii se va întâmpla următorul lucru. Și anume barabulile la fiert. Ia câte astea. N-am multe, cam un kil și o leacă, un kil și 200, un kil și 300 de barabule. După cum vezi, noi le-am tăiat așa în 4 ca să fie exact și trebuie. Și acum am să le pun la fiert. Ia ca așa. Barabuluțele astea le acopăr cu apă. Uite așa. Să treacă apa două dești deasupra lor. Perfect. Apoi, fără doar și poate, iei și aduci gust la barabule. Cu o leacă de sare. Ca o linguriță cu vârf de sare, vreo 4-5 grame de sare. Apoi, cum se face și la stână în Bucovina, ai să iei o legătură de leoștean, ia ca așa, care să o pui? Asta o putem păstra pentru așa și eu pot să pun la fiert doar tulpini. Asta înseamnă inteligență la gătit. Să aducem gust din nimic. Și dragii mei pofticioși, tot ce trebuie să faceți este să dați drumul la foc. Lăsați un foc moderat până când acești cartofiori cad ușor din furculiță. Am să-ți arăt când ajung acolo. Să zic undeva la vreo 25-30 de minute. Sunt cartofi noi, nu trebuie fiert să-i zăpăcim, ci pur și simplu să-i pregătim pentru bunătate ce urmează. Hai că rețeta super simplă. Trecem la pasul următor. În pasul următor am să mă ocup de frumusețea asta. Așa cum am spus, căutați guanciale la mine pe canal și veți găsi o bunătate, nu alta. Dragii mei, haideți să tai și eu o bucățică. Cum să o tai? Am să o tai așa. Ca să obțin efectul maxim. Și ia uite aici. Uite ce culoare minunată are. Nemaipomenită, nu alta. Privește aici. Are o crustă de senzație. De acum pot să spun că e maturată de aproape un an de zile. Și o să am nevoie de o bucățică pentru bunătate ce urmează să o fac. Am să tai pasta. Uite așa. Cea de aici o voi folosi la ce urmează să fac. Iar restul la alte rețete și chiar și așa. Pentru că, sincer să spun, este un deliciu, nu alta. Am să o tai în felii de aproape 1 cm, vreo 7-8 mm. Deasupra are o crustă nemaipomenită de condimente, dar urmărește rețeta și ai să înțelegi exact ce bunătate am făcut aici. Perfect. Dacă vrei să-i spui șunculiță, spune-i șunculiță. Senzațională șunculița asta, nu alta. Apoi, am să o tai, uite așa, în fâșiuțe. Nici nu-i mai trebuie condiment absolut deloc, pentru că e un deliciu. Ia uite. Ți se topește în gură la propriu, nu alta. Mamă! Apoi, ce se poate întâmpla decât așa? Iau frumos de pe tocător și dau drumul în cratița asta minunată de fontă. Linguriță frățioare și dai drumul la bătaie. Uite așa. Ușor, ușor se va topi minunea asta de șunculiță, minunea asta de guanciale, căci avem nevoie de niște cartofi, carbonara, cum n-ați mâncat în viața voastră, cum de altfel nici eu n-am mâncat în viața mea. Dar vedem acum, o să iasă, zic eu, nebunie. La ce pun? Trebuie să iasă musai nebunie. Vorba aia, garantează Constantin.
Și dacă ai să te uiți, nu mai are nevoie de nimic. Are tot ce trebuie, are piper, are dafin, are cimbru, are tot. E senzație șunculița asta. O las așa să se topească ușor, ia ca așa. Timp suficient cât să mă ocup de restul de ingrediente. Și anume, 5 ouă ușoare de curte, de la găinile de țară, până aici. Aș fi pus 4 dați mai mititele, de la puicuțele de anul trecut. Câteva momente mai încolo. Perfect. Acum bat bine toate ouăle astea. Și uite așa este, uite șpanțe. Stai cu un ochi orientat către șunculiță și stai cu un ochi orientat către ouțe. Să meargă treaba înainte. Cum ar veni? Uite așa. Ia ca așa ar trebui să te miști. De unde? No, facem totul cu cap organizat, că am trecut de o anumită vârstă, nu? Iau și amestec așa puțin, încă 2 minute aici și e gata. De aici pot să-mi continui treaba liniștit. Uite așa, bat. De data asta fără săricică, dar bat bine. Iată așa. După ce am bătut ouăle astea ghine, ei bine, am să spun ce urmează. Eu zic ajunge. Am învărt un pic aici. Focul dat la minim, ca să lase bunătate de grăsime, să nu care cumva să prăjești un culiț asta, că jar mănânci. Iar acum peste am să pun pecorino romano dat pe răzătoare. Cam cât? Ei bine, ia și tu un calcul pe 15-20 de grame de căciulă. Câți invitați ai, atâta pui. Eu am să merg pe vreo 6 invitați. Am să pun vreo 60-70 de grame de pecorino romano, că ne place. De ce pun pecorino? Pentru că seamănă mai mult cu rețeta noastră autentică. Și plus de asta, în carbonara, pecorino romano se pune. E mai dură, e mai aromată, mai parfumată. Și așa trebuie. Respectăm și rețeta lor și rețeta noastră. Că avem și noi cartofi cu șunculiță, nu? Doar că mai greluți cu ouțul. Ia că așa îmi dau pe răzătoare. Acum tot ce trebuie să faci este să amestec. Și ia cătă motivul pentru care nu am pus sare deloc în ouțe. Iau și amestec bine totul până când va rezulta o cremă. Și aș putea spune că am totul pregătit pentru cartofi. Ce mai rămâne de făcut? Ei bine, să fie gata cartofii și hai să vezi ce urmează. Căci șunculița e gata. Nu am să o scurg de grăsime, mare atenție, ca la paste, ca la pastele carbonara, am să las grăsime aici. Este, zic eu, exact cât trebuie și vorba aia. Aici avem aromă, gust, tot ce trebuie. Așa că opresc focul aici, ouțul e gata, cartofiorii în vreo 10 minute gata și ei, iar rețeta noastră o să fie de senzație. Hai că nu mai durează mult. Tic-tac, tic-tac, repede trece pentru voi. Repede trece pentru voi. Dragii mei, cartofiurile sunt gata, nu le-a luat decât 20 minute să se facă. Acum, fii atent ce urmează. Am să iau să pun cartofiurile peste șunculiță. Da, ca la carbonara. Îi iau așa frumos, fără leuștean. Și a făcut leușteanul treaba. Sunt exact cum trebuie și o să vă arăt imediat cum trebuie să fie. Asta e. Acum, amestec foarte, foarte ușor cât să preia din grăsime și din șunculiță, din acest guanciale. Doar puțin. Uite, așa, să nu cai cumva să-i pân prea tare. Și de ce vreau să-ți arăt? Bagi cuțitul și cade ușor. Da? Asta e șmecheria. Ei bine, nu lași mult, doar un minut, așa cât să își preia din grăsime. După care, gândește-te așa, șungulița e fierbinte, cartofii tocmai ce am scos din apa fiartă, iei și oprești focul și fii atent ce trebuie să faci. Iei un polonic din zeama de la cartofi, să zic ca 200 de mililitri, pui aici și amesteci ușor. De ce? Ei bine, din următorul motiv. Nu vrei să ți se taie ouăle, nu vrei să ți se taie albușul. Vrei să ai niște cartofi carbonara, cremoși, delicioși, să fie exact cum trebuie. Și da, faci așa până când aduci totul la temperatura potrivită pentru acești cartofi minunați. Iar cea aici se va transforma într-un sos pe cinste. Ia uite tu, am crescut temperatura. Și dragul meu pofticios, draga mea pofticioasă, coagulează la peste 65 de grade. Eu dacă păstrez temperatura potrivită, nu mai am nicio șansă să tai ouăle sau mai știu ce, să se brânzească, să arate urât. Așa că, da, am adus la temperatură, încă puțin. În felul acesta nu mai avem șoc termic, avem căldură reziduală suficientă. Ce rămâne de făcut decât să iau frumos sosul și să-l pun pe deasupra. Acum iau și amestec ușor până se leagă totul. Nu trebuie absolut deloc căldură suplimentară. Ouăle vor începe să se lege și va deveni un sos cremos exact cum trebuie. Uite, deja se poate vedea, cartoful va absorbi din excesul de umezeală și fii atent aici ce bine arată.
Deja îmi plouă în gură, abia aștept să mănânc și eu din bunătatea asta de cartof carbonara. Ce frumos se îngroașă totul. Acum poți să guși, potrivești de sare, de piper, de ce e nevoie și adaugi dacă e nevoie. Dragii mei pofticioși, ia să vedem. Nu schițez nimic. Absolut nimic. Rețeta asta e gata. Nu rămâne altceva de făcut decât să pun pe farfurie și să ne pregătim de marea degustare. Pentru că da, sincer arată bine, eu vorbesc precum reclama la știți voi ce. Logoreie, logoreie. Na, m-am obișnuit acum. Hai să vedem cum e la gust. Încă puțin pecorino pe deasupra. Ajunge. Puțin leuștean, că vorba aia, am fiert cartofii în leuștean. Și să le aduc aminte cum e. Și câteva picături de ulei de măsline. Uite așa. Dragii mei pofticioși, cartofi carbonara. Cartofi noi carbonara. Hai să vedem cum sunt la gust. Dragul meu pofticios, draga mea pofticioasă, iată, am făcut carbonara din cartofi. Cartofi noi cu bunătăți, ce să mai, totul natural, totul așa cum trebuie, cu guanciale făcut de Constantin, mă rog, șef Paul Constantin, cu porcul de la tata Petrică, ce să mai, o nebunie. Hai să vedem ce a ieșit, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să spun, nu mai pot de fomică, de poftă, de un deliciu, nu alta. Hai să vedem cum e. Și fii atent aici cartofiorul ăsta, ce frumos a făcut și ce bine a tras din sosul de ou cu pecorino romano. Așa se face, a mers pe tradițional italienesc, dar și poți să spui că și moldovenesc, că e pe acolo. Cartof cu brânză, cu șuncă, cu ou, am mai făcut noi. Poate nu în genul acesta, dar suntem pe aproape. Ia uite aici, ce bine arată, cu șunculiță, cu cartofior. Îmi plouă în gură deja. Cred că trăiți odată cu mine momentele astea, că sincer să vă zic, e greu să ții hangul așa ceva. Hai! Wow! Mamă, cum e! Mama mia! Cartofiorii ăștia zici că nu mai ai nevoie de paste. Un deliciu nu alta! Wow! De-a dreptul senzațional! O rețetă de milioane! Pentru tine și pentru ai mei. De acum, dacă mi-e dor de carbonara și nu am paste, știu cu ce o să fac. Mamă! Wow! Cu cartofii ăștia noi, cu sosul ăsta pe deasupra. Senzațional! Dragii mei, o rețetă de nota 1000. Ce să vă mai spun? Decât că vă mulțumesc că îmi sunteți alături ca de fiecare dată, că mă urmăriți, că vă plac rețetele mele, că sunteți cu mine pe canalul meu de YouTube, că vă abonați la rețetele mele, că mă urmăriți pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe Instagram și TikTok și pentru toate astea vă mulțumesc. Așa că până data viitoare, când ne vom revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi frământ de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătăți. Eu l-am luat pe Constantin și m-am dus dincolo să mă înfrup din bunătatea asta. Senzație, senzație! Așa ceva n-ai mâncat în viața ta. Deliciu suprem. Hai, te-am pupat, te-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa și toate cele bune. Wow, mama mia.